Meduzele sunt creaturi fascinante, elegante, suave atunci când le urmărești în apă, scoate-le din apă și te trezești cu o mâzgă mare, cu... nimic. Și asta pentru că meduzele sunt în mare parte apă, între 87% și 95% din ele apă, nu au creier, multe nu au ochi, nu au organ, nu au inimă, la propriu și la figurat. De asemenea, nu au sânge, sunt niște creaturi foarte simple. Au trei straturi, stratul exterior, numit epidermă, stratul din mijloc, care este gros și elastic, gelatinos, acesta se numește mesoglea, iar stratul interior primește nume de gastrodermis. Există un sistem nervos simplu sau o rețea nervoasă mai degrabă, cu aceasta reușește să miroase, să detecteze lumina și să răspundă la alți stimuli. Având nervi la exteriorul corpului, nu are nevoie de un creier pentru că nervii știu când s-au lovit de ceva. Cavitatea digestivă funcționează pe post de toate, este stomac, gură și anus. Meduzele fac parte din familia Filum Cnidaria, rude cu anemonele, coralii și biciul de mare. Similar altor rude din familie, corpul acestora radiază din mijloc și sunt simetrice pentru a putea să se miște mai bine prin apă și a răspunde mai ușor și mai rapid stimulilor. Meduzele au capacitatea de a înțepa. Majoritatea meduzelor nu pot să rănească un om. Sunt letale pentru pești, dar pentru oameni mai mult de o înțepătură sau chiar nimic nu se întâmplă. Există desigur și meduze care te pot omor, ajungem imediat acolo. Meduzele arată ca un clopoțel din care radiază o grămadă de tentacole. Acest clopoțel primește numele de meduză din mitologia greacă. Și asta pentru că seamănă cu meduza din mitologia greacă. Conform mitologiei, o femeie foarte rea a suprat-o pe Atena atât de mult încât aceasta i-a transformat părul în șerpi și fața atât de grotescă încât atunci când se uita cineva la ea, se transforma în piatră. Termenul de meduză apare în greacă, ebraică, franceză și, desigur, română, printre altele. Meduzele pot să fie foarte micuțe, de câțiva milimetri, între 0,5 și 1 milimetri, atât de mici încât nici măcar nu știi că există tu ca și om. De asemenea, există și meduze foarte, foarte mari pe care nu ai cum să nu le vezi. Conform oamenilor de știință, cea mai mare meduză este meduza cu coamă de leu. Tentaculele acesteia pot să ajungă până la 30-60 de metri lungime, formând astfel coama, cât una sau două balene albastre. Pot să cântărească peste 200 de kilograme aceste meduze, sunt mai mari decât un om, desigur, ca și corp al lor, nu ca și coamă, și au peste 12.000 de tentacule. Majoritatea meduzelor nu au ochi, pot să își regenereze tentaculele și să crească și să se micșoreze după resursele pe care le au disponibile. Există chiar unele specii de meduze care trăiesc etern pentru că reușesc să revină la un stadiu anterior al dezvoltării pentru că nu mai au destule resurse din care să trăiască și o iau de la capăt de acolo. Vorbim mai mult despre acea meduză imediat. Cea mai periculoasă meduză este meduza cutie, are cei mai avansați ochi dintre toate meduzele, nu doar că îi are, are iris, cornee, pleoape, lentilă și cornee chiar. În continuare, nu au sistem nervos central și nu au creier, însă spre deosebire de alte meduze care plutesc în apă unde îi trimite curentul, acestea reușesc să se miște singure în apă cu viteză de până la 6-7 km la oră. Astfel, în timp ce majoritatea meduzelor, dacă te-au înțepat, au făcut-o accidental, meduza cutie a făcut-o intenționat și înțepătura acesteia poate să omoare 60 de oameni. Veninul acesteia. Majoritatea oamenilor fac stop cardiac sau mor în urma șocului și se neacă înainte de a putea să fie salvați din apă. Dacă ai supraviețuit, durerea înțepăturii poate să fie simțită. Meduza cutie vede în unghi de 360 de grade și asta pentru că are 24 de ochi. Vede în toate părțile și te urmărește intenționat. Până la 6 săptămâni după înțepătură. Oamenii de știință se tem de meduze din mai multe motive și văd meduza sau populația acestora ca și un termometru al calității vieții în oceane. Meduzele se găsesc în numere tot mai mari și asta pentru că mediul este tot mai propice. Din nefericire, acestea nu sunt foarte hrănitoare pentru om, astfel că nu le vânăm, iar prădătorii acestora sunt gustoși pentru noi și îi vânăm excesiv. Iar populația meduzelor este dăunătoare pentru om indirect. În Filipine, un cârg de meduze a fost absorbit de sistemul de răcire a unei centrale electrice și a trebuit să fie închisă centrala. În Suedia și în Scoția au trebuit să închidă centrale nucleare din același motiv. Iar în Irlanda, un cârd de
meduze de aproape 20 de kilometri în diametru și peste 10 metri adâncime au omorât 100.000 de somoni, iar oamenii de știință cred că vom avea tot mai multe meduze, pentru că acestora nu le displace să locuiască în apele poluate ale oceanului. Trăitul între bucăți plutitoare de plastic este chiar ideal pentru ele. Astfel, un ocean mai curat înseamnă un ocean cu mai puține meduze. În 1991, pe naveta spațială Columbia, meduzele au fost duse în spațiu pentru a se observa efectul spațiului asupra acestora. Au existat meduze care s-au reprodus acolo și au fost aduse înapoi pe Pământ, în timp ce acolo au fost bine mersi, n-au avut nimic, înapoi pe Pământ nu au reușit să se acomodeze cu planeta. Oamenii de știință au studiat meduzele și și-au dat seama că, având în vedere că avem sulfată de calciu și noi și ele, am suferit de aceeași problemă de acomodare atunci când ne întoarcem pe Pământ, pentru că fizic corpul nostru nu ar fi antrenat să știe care este susul și care este josul. Am avea probleme de orientare. Cristalele de sulfat de calciu sunt influențate de gravitate, astfel avem nevoie de ea și de planetă pentru a trăi. Există un loc în lume unde meduzele te înțeapă, dar nu te mai înțeapă. Lacul meduzelor din Palau s-a format în ultimii 12.000 de ani, în urma ghețarilor care s-au tot micșorat, este un lac cu apă sărată și acolo vei găsi meduze care nu mai înțeapă. Și în ciuda a ce ai aflat, văzut în Friends, dacă o meduză te înțeapă și faci pipi pe aceasta, nu se vindecă înțepătura. Ba dimpotrivă, este chiar mai înțepătoare. Se estimează că meduzele plutesc în apele noastre de 600 de milioane de ani, fiind mai bătrâne în concluzie decât dinozaurii, iar meduzele, dacă sunt rănite, nu pot doar să se regenereze, ci chiar să se cloneze formând alte meduze. Un grup de meduze poartă adesea numele de roi, iar un roi de meduze poate să ajungă până la 100.000 de membri. Iar pe coasta Japoniei vei găsi un roi cu 500 de milioane de membri, majoritatea acestora având mărimea unui frigider. Cea mică meduză are între 0,5 cm și câțiva milimetri, aceasta se reproduce asexuat, la fel ca o celulă care se împarte în două. Unele părți din lume, meduzele neotrăvitoare sunt văzute ca și delicatese și sunt mâncate. Meduzele de asemenea au o viață relativ scurtă, pot să trăiască între câteva ore până la câteva zile sau câteva luni, câțiva ani, sunt desigur cele pe care le-am numit nemuritoare. Peștele războinic portughez arată ca o meduză, însă nu este meduză. Nici măcar nu este o singură creatură, este un sifonofor, este un conglomerat de creaturi care lucrează în simbioză pentru a avea o viață mai bună, un fel de apartament de pești. Meduzele sunt periculoase chiar și când nu sunt în preajmă sau sunt moarte sau sunt dezmembrate. În 2010, 150 de oameni în America au fost înțepați de tentacule de meduze pe plajă, tentacule rupte de corpul nici măcar prezent al sărmanei meduze. Vorbeam despre o specie care trăiește etern sau poate să îmbătrânească invers, Turritopsis dorni, meduza nemuritoare, poate să își întoarcă procesul de îmbătrânire până la stadiul de polip, acela fiind al doilea stadiu din dezvoltarea acesteia, de acolo își reia procesul de creștere până la maturitate, astfel oamenii de știință cred că această meduză a descoperit secretul nemuririi. Meduzele pot să reproducă așa cum vor, prin împerechere, de exemplu, bine, nu chiar împerechere clasică între leu și leoaică, nu, elimină spermatozoizii și ouăle în apă, acestea sunt fertilizate, se lipesc de suprafețele apei în care se află și încep să crească larve și polip și mai departe. Când sunt micuțe, larve, acestea se pot reproduce asexual, pur și simplu se împart în două. Dacă nu vrei să mănânci meduză așa cum e, ca și pește, fruct de mare, trebuie să știi că poți să o mănânci ca și caramea sărată. Se pot face caramele din meduze. Bine, se pot săra sau aroma caramelele cu meduze. Meduzele sunt cei mai eficienți înotători din lume. Nu se mișcă rapid, dar se mișcă foarte eficient. Comparat cu un somon, majoritatea meduzelor consumă de 3 sau de 4 ori mai puțin energie pentru a se mișca pe aceeași distanță. Secretul este în modul în care își mișcă corpurile, formează în fața lor o zonă de presiune, iar cu gura lor împing apa în spate pentru a se propulsa înainte. Modul lor de a se mișca este similar trasului apei printr-un pai. Viteza cu care o tentaculă te înțeapă este cea mai rapidă viteză din lume. De exemplu, atunci când cazi sau îți cade telefonul, acesta atinge 1G. Când accelerezi o mașină sport foarte rapid, în acel moment experimentezi 3G. E bine, înțepătura unei meduze are loc în 700 de nanosecunde și reprezintă echivalentul a 5 milioane de geuri, cea mai rapidă mișcare din tot regnul animal. Dacă nu erau destul de îngrozitoare până acum creaturile, există meduze care au și dinți. Sunt un fel de perii mici pe care îi folosesc pentru a-și mânca prada. Sfarmă, rup, zdrobesc corpul,
sărmanei creaturi prinsă în tentaculele ei. Tentaculele, ai văzut cât îți de alambicate, te-ai putea gândi că se încurcă mereu, nu e adevărat, și nici nu se înțeapă pe ele însele. Înțeapă tentaculele alte specii de meduze, dar pentru că sunt atât de alunecoase, nu se încurcă nici între ele, nici cu alte meduze. De asemenea, meduzele nu sunt pești, sunt zooplancton gelatinos, cum spuneam, din familia Phyllum cnidaria. Spune secțiunea de comentarii dacă ai fost vreodată înțepat de o meduză, dacă ai ținut vreuna în mână, cu siguranță s-a întâmplat asta și am ținut, sunt scârpoase. Le prindeam la mare când eram mai mic cu paharele de bere, care din nefericire pluteau și ele pe malul mării. Le mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, cei care au YouTube Premium și cei care își bagă piciorul într-o meduză dacă nu au văzut o reclamă. Nu uitați de like și abonare, cu țelul notificării, este Alex Cosma și pe data viitoare, atenție, vă prind meduzele. Cad mere.